Accident cumplit la ieșirea din localitatea Bănița. Șoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal de o auto utilitară cu remorcă. Impactul a fost deosebit de violent, iar pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate în sprijinul pompierilor din Petroșani, a mai fost solicitat un echipaj din Deva cu o auto specială de descarcerare. O singură persoană este, așa-i? Da, așa se vede. Accidentul produs luni după masă s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, conducător al autoturismului care se deplasa spre Petroșani și s-a ciocnit frontal cu autocamionul care venea din sens opus. Traficul rutier a fost reluat abia după mai bine de o oră. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 46 de ani din orașul Petrila, care conducea un autoturism pe drumul național 66 din direcția Hațeg spre Petroșani, a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 43 de ani din comuna Pui. Din păcate, în urma impactului, conducătorul autoturismului și-a pierdut viața. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Intervenția pompierilor s-a încheiat abia în jurul orei 20. Hei!